Perfect. Bună regăsire, prieteni! Închidem această zi plină, o duminică dedicată handbalului cu meci de gală la sala Cati Sabo din Sfântul Gheorghe, unde se încheie etapa cu numărul 4 din Liga Florilor, MOL, Liga Națională de Handbal Masculin. Sunt Cristian Trisc, vă invit la meciul dintre Dunărea Brăila și Rapid București, un adevărat derby de rundă. Două echipe care sunt ambițioase, sunt bine pregătite, garnisite și cu achiziții noi, în special rapidistele, care au avut și prima posesie și au întărit considerabil lotul și tind spre o altă performanță comparativ cu sezoanele anterioare, când fie au făcut rocada între eșaloane, primul și al doilea, ori s-au zbătut la evitarea retrogradării. O prima aruncare la poartă a fost o paradă acolo a portăriței Elena Șerban, foarte bună până acum în turneu pentru Dunărea Brăila. A fost aruncarea Laurei Popa, care este și ea chemată la lotul lărgit de 35 de jucătoare al Naționalei României. Rapidul are două reprezentante acolo, vom vorbi despre toate acestea pe parcurs. Să vedem prima acțiune de atac și pentru Dunărea Brăila, formație care astăzi joacă în albastru. Dmitrovici a fentat, a pasat până la urmă și este contraatacul rapidistelor, o nouă ratare. Ștefania Lazăr dă în portar. Elena Șerban are deja două intervenții în acest start de meci, în care Dunărea Brăila nu a reușit să amenințe poarta rapidistă, în vreme ce giuleștencele au irosit două șanse de a marca în mai puțin de două minute. Să vedem poziționalul la linia de 9 metri cu Dmitrovici, care face bine bătaia. Aruncarea este însă la vinclu. Bara transversală o salvează pe portărița Rapidului și gol, 1-0. Deschidere de scor, Claudia Constantinescu, interputernic, care și-a făcut datoria în meciurile precedente. Gabriela Dobre în poarta Rapidului, veterana de 38 de ani, care a apărat magistral. Ea probabil va face rocadă cu Julie Fogea, franțuzoaica născută în Guadeloupe, care la fel s-a integrat foarte bine. Sigur, pentru un portar poate este mai ușor să își ia reperele valorice ale unei echipe noi, Julie Fogea fiind și ea o handbalistă adusă înainte de startul campionatului la Rapid. Și din extremă vine primul gol pentru Brăila, 1-1. După ratarea Marinei Dmitrovici de la faza anterioară, danubiencele egalează prin Iovana Sadovska. Neven Hrupeț, croatul care o pregătește pe Dunărea Brăila, are nevoie de un element surpriză împotriva Rapidului. Pe banca tehnică a rapidistelor este fosta mare internațională Carmena Mariei, alături de ea Constantin Frâncu, un staff complet și la rapidiști, 7 metri acolo. Sigur, dacă mingea ar fi intrat în poartă, arbitrii ar fi lăsat faza să curgă, așa ei intervin și cu cartonaș galben pe care îl vede Elena Tiron. Și acest 7 metri este executat de Eliza Buceschi. Gol! Aruncare cu fentă. Eliza Buceschi, 2-1. Golghetorul Rapidului, Eliza Buceschi,
foarte bine a jucat și ea, de asemenea componentă de bază, aș spune, la Naționala României, ce ne va reprezenta în decembrie la campionatul european din Danemarca și din Norvegia. Eliza Buceschi a fost pusă într-o situație limită din punct de vedere familial să joace împotriva formației conduse de tatăl său, Costică Buceschi, în etapa în care Rapidul a jucat cu Minaur, prima de aici, de la Sfântul Gheorghe. A fost egalitate la 26, până la urmă punctele s-au împărțit în familia Buceschi, cu specificația că Buceschi senior nu a fost prezent la meci, fiind țintuit în locuința proprie de infecția cu COVID-19. Ce lansare foarte bună, expediată de portărița Gabriela Dobre, care este coautoare la acest gol înscris de Marina Ilie de pe extremă. 3-1 pentru Rapid după 5 minute de joc. Mitrovici, combinația la 9 metri nu funcționează. Zantirescu a fost acolo oprită din acțiune de această Kasuma, excepțională și noua achiziție internațională din Angola. Kasuma pare să fie de când lumea la Rapid, am văzut-o jucând și ieri bine, alaltă ieri de fapt, bine împotriva celor de la Gloria Bistrița, meci pierdut până la urmă de formația rapidistă, deși la pauză Rapidul conducea cu 13-10, până la urmă a fost 25-27. Marina Ilie, singură între jucătoare de gabarit. Să consemnăm și faptul că al doilea gol al echipei brăilene a fost marcat de Bianca Tironi, iar acum Boiana Milici vede cartonașul galben. Foarte alert meciul, început excelent. Ca suma jucătoare de talie avea nevoie pe semicerc de o astfel de luptătoare, Rapidul, gen Georgiana Bazon, handbalistă care a evoluat de multă vreme și evoluează de multă vreme la Rapid. A fost și la prima promovare, când antrenor era Vasile Mărgulescu, apoi a evoluat și sub comanda lui Robert Licu, un alt antrenor care a pregătit formația Alb-Vișinie o perioadă, iar acum Carmen Amariei vrea să ducă echipa rapidistă la un alt nivel de performanță, aruncare peste a Claudiei Constantinescu, dar nici măcar la handbal nu toate aruncările sunt finalizate cu gol. 3-2 pentru Rapid, care în ultima perioadă, nu ne referim la istorie, nu a învins niciodată Dunărea Brăila. De fiecare dată când într-o partidă oficială cele două s-au întâlnit, fie că s-a întâmplat la sala Danubius din Brăila, fie la sala polivalentă Rapid, victoria a fost a echipei din provincie. O trecere prin semicerc, sesizată de arbitrii Drăghici și Drăguți din Vrancea. Cojocaru din Brașov este observator pentru brigadă și în același timp un complement atât de util, pentru că se știe, la masa oficială trebuie cineva care să supravegheze ce se întâmplă. Relația dintre observator și arbitrii, din punctul meu de vedere cel puțin, este una care poate să conducă la calitatea actului de arbitraj. Claudia Constantinescu ratează iarăși, a dat la brațele portăriței Elena Șerban, care a respins. O aruncare a lui Tiron peste bară, însă din fault. Tiron fusese atacată pe brațul de aruncare și adusă pe parchet. 3-2, minutul 8, foarte alert începutul de meci. Unul în care ambele echipe încearcă să impună ritmul de joc. Va fi interesant să vedem Lima Tamaris cum se va descurca pe pivot. Brazilianca din tabăra celor de la Dunărea Brăila. Gabriela Dobre, în treburile Rapidului, spuneam și ea, este o achiziție nouă. După ce Olivia Nanu a plecat spre Dacia Mioveni, Olivia pe care am văzut-o în transmisiunea anterioară, Dacia Mioveni este deja la nivelul a 6 puncte acumulate după victoria cu Crișul Chișineu Criș, în vreme ce Rapidul n-a bătut pe nimeni deocamdată. Are 2 puncte echipa rapidistă din primele 3 etape. Bianca Tiron, ce pătrundere frumoasă în Inter, tehnică, în regim de viteză, deși este o jucătoare cu gabarit. Bianca Tiron înscrie egalitate la 3. Rapidul a început cu o remiză, 19-19 cu Slatina, a continuat tot așa, 26-26 cu Minaur, Baia Mare, și a pierdut, deși a condus
împotriva celor de la Gloria Bistrița. Ardelencele au câștigat 27-25. Casuma se întoarce cu fața la poartă, pirueta a fost bună, dar aruncarea angolezei a nimerit piciorul Elenei Șerban. Constantinescu nu mai aruncă după ratările din fazele anterioare. Contact acolo generat de apărătoare pe semicerc. Va fi 9 metri pentru rapidiste. Egalitate la 3. Ritmul de joc, iată, nu mi-a permis până acum să mă uit niciodată pe scorul din cealaltă partidă. SCM Craiova, Gloria Buzău, 2-4. Constantinescu nu se sincronizează acolo și mingea este pierdută pe contraatac. Gabi Dobre n-are ce să facă la această fază. Lansarea a fost imediată și golul îi aparține Iovanei Sadovska. Două goluri Iovana Sadovska, două Elena Tiron pentru Dunărea Brăila. 4-3, început foarte echilibrat de meci, care anunță un joc încrâncenat, un joc în care cele două echipe vor lupta până la ultima picătură de energie. Și cum Rapidul este deja campioană a remizelor, n-ar fi exclus să mai vedem un X. Claudia Constantinescu, a doua indecizie, a doua neglijență la recepția mingii. Să nu uităm și de acea nesincronizare care a stat la originea golului 4 pentru Dunărea Brăila. Aruncare excelentă de pe picioare. Ce viteză în execuție, Eliza Buceschi, și este 4-4. Eliza Buceschi, primul gol în partidă. Să vedem cu ce sumă va termina în această seară. Eliza Buceschi este o marcatoare prin excelență, un braț puternic, un braț de siguranță, o achiziție de marcă pe care a făcut-o echipa de lângă podul Grand în încercarea de a aduce formația giuleșteană la nivelul de odinioară. Rapidul are numai puțin de 3 trofee continentale în palmares, o Cupa Campionilor Europeni, Cupa Orașelor și apoi o Cupa EHF, de fapt invers au fost cele două, Cupa EHF întâi și apoi Cupa Orașelor. Gol marcat de Marina Ilie, iarăși ce importantă e relansarea, faza a doua, 5-4 pentru Rapid, care a întors în favoare. Eliza Buceschi era după două etape golgheter al competiției cu 15 goluri marcate. Ea și-a păstrat această titulatură și ulterior. A marcat de 10 ori contra Gloriei Bistrița, are 25 de goluri așadar înscrise în total. Eliza Buceschi, o medie de peste 8 goluri pe meci, de aceea și remarcam apetitul ei ofensiv și eram curios să văd cu câte goluri va termina astăzi în statistică. Aruncare respinsă cu genunchiul de Dobre între buturile Rapidului, apoi Casuma împinsă în semicerc după ce intrase în posesia mingii. 5-4, prieteni, Rapidul poate să se desprindă la 2 puncte pe tabelă. Asistăm la o frumoasă încercare de relansare la nivel de performanță a sporturilor de echipă de la Rapid. Ieri, de exemplu, la sala polivalentă Rapid s-a disputat un meci de volei pe care echipa de fete a Rapidului l-a câștigat cu 3-0 împotriva celor de la FC Argeș Pitești. Mâine, căprioarele, așa sunt numite, colegele de club ale handbalistelor, vor juca împotriva celor de la CSU Belor Galați. De asemenea, echipa de fete polo a Rapidului joacă la nivel performant, echipa de polo băieți și așa mai departe. Dacă s-ar permite accesul spectatorilor, în Giulești fusese împământenită deja o tradiție, aceea de a veni sportivii de la alte secții să-i susțină pe cei care sunt în teren. Angajarea la pivot funcționează cu Casuma, care scoate maximum posibil, adică o eliminare de 2 minute dublată de aruncarea de la 7 metri. Eliminarea a fost dictată împotriva linei Morena Tamires. Vă spuneam că acolo la pivot va fi o bătălie uluitoare. Doi
jucători de tip uriaș, atât Kasuma cât și Lima Tamires, marchează Eliza Buceschi, își trece în cont deja cel de-al treilea gol. Veleitățile sale de golgheter sunt ușor de văzut, chiar și de către un nespecialist. 6-4 pentru Rapid. Într-un timeout voi avea probabil timp să recapitulez rezultatele zilei și eventual să vorbim despre programul de marți. Mâine este o zi de pauză, o bine meritată zi de pauză pentru toată lumea după 3 meciuri în 4 zile. Dmitrovici în posesia mingii, Aneta Udriștoiu, Dache, iată, a jucat la Rapid, coordonatorul celor de la Dunarea Brăila. Angajarea la pivot nu are eficiență, recuperează apărarea rapidistă, care joacă foarte agresiv, cu interii ușor avansați. De fapt, din ce văd, Carmen Amariei încearcă să ofere o apărare surprinzătoare. Niciodată nu avansează aceiași oameni, e un fel de 5-1 sau 4-2 mobil, flexibil, cu avansarea unor oameni comandați probabil instinctiv atunci pe loc de către Carmen Amariei. Succesiva a fost bună până la extremă, dar mingea a mușcat din transversală pe muchia exterioară și a sărit afară. Ștefania Lazăr, a doua ratare după ce a irosit și un contraatac în startul meciului la 0-0. Minutul 15, Rapid Dunărea Brăila 6-4. Foarte bun ritmul de joc. Dmitrovici combină cu Dache. Linia de 9 a Brăilei este periculoasă. E o linie de talie, plus extremele care sunt foarte vivace și se integrează în această construcție. Dmitrovici, gol! Aruncare frumoasă, întoarsă pe colțul vulnerabil al porții. Și Dmitrovici înscrie un gol pe care Brăila, să recunoaștem, îl merită. Este 6-5 în momentul de față. Replica Rapidului este ideală și simetrică. Iasna Boljević, cea care la un moment dat a avut și ea probleme cu infecția noului coronavirus, înscrie 7-5. Iasna Boljević, care vorbește și limba română, e evident acest lucru pentru că are ceva ani petrecuți pe meleagurile Carpato-Danubiano-Pontice. Iasna Boljević a înscris, ea e o jucătoare și de moral, îi trebuie aruncări reușite pentru că altfel poate să intre într-o stare de inhibiție psihică. Dache frumos încearcă depășirea, a stat însă bine în apărare acolo și Claudia Constantinescu, nelăsându-i prea multe opțiuni Elenei Dache. De partea cealaltă, luptă uluitoare la semicerc și din contact, din fault, rapidistele marchează și se desprind la 8-5, un gol pe care l-a înscris Laura Popa. Și Laura Popa este o jucătoare cu pretenții de lot național, o jucătoare pe care ofensiva Rapidului se bazează, o jucătoare marcatoare. Dmitrovici aruncă, respinge Dobre, poarta ține la Rapid, lansarea de contraatac este însă imprecisă și Bianca Tiron a reușit recuperarea. A fost tactic faultul Marinei Ilie, care sprintase pentru a fructifica acel contraatac. Până la urmă, o extremă asta trebuie să facă, nici să nu se uite la poartă. Când a plecat aruncarea adversarului, deja trebuie să plece spre poarta adversă în speranța unui contraatac. Acum avem un prim time-out pe care Neven Krupeț îl solicită pentru Dunărea Brăila. Și dacă e time-out, să ne uităm la rezultatul din Șepși Arena, SCM Craiova Gloria Buzău 7-6. Alte scoruri de astăzi: Măgura Cisnădie, CSM Galați 27-19, SCM Râmnicu Vâlcea, Baia Mare 31-32, Cluj-Napoca, Activ Prahova Ploiești 19-24, Gloria Bistrița, CSM Slatina 21-26, Crișul Chișineu Criș, CSM Ioveni 27-30, CSM București HC Zalău 28-21. Aș îndrăzni să spun că Slatina trebuie să mulțumească Rapidului, deoarece Gloria Bistrița s-a prezentat stoarsă de energie astăzi, după victoria cu Rapid, și Slatina a câștigat.
dacă Dunărea Brăila este o echipă aflată în grija Consiliului Județean și a Consiliului Municipal de acolo, din Brăila, în schimb Rapidul este poate ultimul bastion a ceea ce însemna odată Club Sportiv Muncitoresc, pentru că se subordonează Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în statut, având înscrisă chiar denumirea respectivă de Club Sportiv Muncitoresc. Ar mai fi încă unul, Clubul Sportiv Muncitoresc Metrorex. Metrorexul e unul dintre susținătorii echipei de handbal prin unitatea Sindicatul Liber Metro. Bine merge acțiunea până la extremă. Gabi Dobre, salvată de bar aici. Un pic de ghinion pentru brăilence. Iovana Sadovska a ratat. Constantinescu, aruncare ratată de Ana Maria Văcariu, care a fost ținută la podea, încercase să-și folosească detenta, dar a pierdut momentul. A fost oricum un fault și moment propice pentru schimbarea între jucătoarele de apărare și cele de atac. Ana Maria Văcariu este specializată în defensivă. A intrat Eliza Buceschi, care prin simpla prezență acolo mi se pare a fi pericolul principal pentru poarta apărată de Elena Șerban. Constantinescu, Eliza Buceschi, iată-o încercând ruperea de ritm. Ce bine merge cooperarea cu Casuma. Având și brațele lungi, Casuma poate să ridice mâna și să înceară recepția acolo, undeva unde Aneta Udriștoiu n-avea cum să se apere. 7 metri, a fost apărare în semicerc, Eliza Buceschi în fața golului 4. Eliza Buceschi aruncă în bară. Ratează valoroasa internațională a Rapidului. Rămâne 8-5, minutul este 19. Oricum, avalanșa de goluri pe care am constatat-o în startul meciului s-a mai domolit. Echipele au devenit parcă mai tactice, mai grijulii cu ceea ce se întâmplă. Dmitrovici, Lima, Tamires pe pivot. Este un avertisment. Lima Tamires n-a apucat să se întoarcă spre poartă. A fost stopată de Ana Maria Văcariu, care a făcut ceea ce trebuie, pentru că un pivot de tipul braziliencei n-are voie să aibă prea multe oportunități, mai bine îl faultezi și îi uzezi moralul decât să-l lași să dea la poartă. Eliminare 2 minute aici. Ștefania Lazar se înțelege mai greu, ca să fiu sincer, motivul, însă dăm credit arbitrilor, n-avem de ce să le contestăm decizia. 8-5, 20 de minute complete din această partidă foarte frumoasă. Elena Dache, cea care a trecut și pe la CSM, iată-o, Elena Dache, frumos schimbă direcția și e 7 metri, făcută sandwich în zonă centrală Elena Dache. Se schimbă portarul la rapidiste, motiv pentru care cronometrul e oprit. Gol înscris acolo de Aneta Udriștoiu, 8-6. Eliza Buceschi trebuie să abordeze cu grijă aceste 2 minute de inferioritate rapidistele. Ele altfel ar putea să piardă avantajul strategic pe care l-au acumulat în cele 20 de minute. Mingea a părăsit terenul, s-a dus dincolo de planul marginii. Marina Ilie repune până la Eliza Buceschi. Mobilitatea permanentă la linia de 9 metri este un apanaj al handbalului modern. Eliza Buceschi! Fază tipică pentru ea, se duce în adversar, după care are acea posibilitate de a se flexa, de a găsi un spațiu foarte îngust pe care să arunce spre poartă. 9-6, Eliza Buceschi este deja la cota 4 în acest meci și sunt convins că
își va egala măcar media statistică impusă în celelalte partide, când spuneam are peste 8 în palmaresul ei, în total 25 de goluri în 3 meciuri Eliza Buceschi. Aneta Udriștoiu combină cu Dmitrovici. Elena Dache schimbă flancul, merge foarte bine succesiva până la obținerea acestei aruncări de la 7 metri și eliminare de 2 minute. N-ai voie să ataci extrema care este în plonjon, în săritură. Rapidistele parcă suferă un pic și la capitolul disciplinar. După eliminarea Ștefaniei Lazăr vine și cea a Albertinei Casuma. Aneta Udriștoiu la linia de fault a mai înscris un gol din 7 metri, ceva mai devreme, cel de-al șaselea pentru Dunărea Brăila. Julie Fojea între buturi. Iată-o pe puternica internațională din Franța. Julie Fojea apără în fața Anetei Udriștoiu și își permite apoi să și voleibaleze mingea. A pus antebrațul, apoi mingea s-a dus pe verticală, a revenit la Julie Fojea, care pentru spectacol și a permis, cum spuneam, luxul acestui element tehnic. Foarte bucuroasă, desigur, Julie Fojea pentru această intervenție magistrală care menține Rapidul la o distanță de 3 goluri și este foarte important pentru că Rapidul joacă în dublă inferioritate numerică deocamdată. Sunt 5 în teren pentru că nu mai e portar. Claudia Constantinescu, 7 metri. Ce decizie importantă a luat Claudia Constantinescu de a pătrunde, de a căuta contactul în percuție acolo pentru obținerea deciziei care aduce eliminare în tabăra brăilencelor și iată cât de ușor se schimbă raportul de forțe. Neven Hrupeț încearcă să discute cu arbitrii. Maria Canaval, și ea o apărătoare excepțională din Belarus, este eliminată, iar aruncarea de la 7 metri îi este încredințată Danielei Todor. Un Inter puternic și ea, Daniela Todor, gol pe lângă Elena Șerban. 10-6, Rapidul pare mai decisă decât oricând să câștige primul meci în ediția 2020-2021 a Ligii Florilor Mol. Dmitrovici, Elena Dache, pare lipsită de prospețime la 9 metri formația brăileană, sau cel puțin în comparație cu celelalte evoluții de aici, de la Sfântul Gheorghe. Acum se imprimă mai multă viteză și Dache pătrunde, este 7 metri. Dacă este și ea o jucătoare cu mișcări foarte imprevizibile. O văd tot pe Aneta Udriștoiu mergând să ia mingea, chiar dacă a ratat adineauri, probabil tot ea va fi desemnată aruncătoare. Revine pentru moral între buturi Julie Fojea, dar se schimbă până la urmă executantul, este Marina Dmitrovici. Față în față cu Julie Fojea, Dmitrovici aruncă, o păcălește pe Julie Fojea și scorul ajunge la nivelul de 10-7 în favoarea Rapidului. Oricum, meciul este extrem de palpitant. Craiova-Buzău, 11-8 în cealaltă partidă care se dispută la Șepși Arena. Gol frumos, 12-8. Cine putea să marcheze în asemenea manieră? Eliza Buceschi. 5 goluri pentru Eliza Buceschi. Totalul ei în turneu se ridică în momentul de față la 30 de goluri în 4 meciuri. De fapt, în 3 meciuri și mai puțin de jumătate. Un adevărat Inter fenomenal această Eliza Buceschi. Un transfer de excepție pe care conducerea clubului Rapidist l-a efectuat în pauza competițională. Rapidul a început încă din Final Four-ul Cupei României, unde se calificase din primăvară. Au fost două meciuri importante, chiar dacă ambele pierdute de Rapidiste la acea competiție 4-0. Și încă suporterii albi-vișinii așteaptă, spuneam, victoria. 7 metri, cam multe greșeli totuși ale apărătoarelor pe semicerc. Oricât de buni ar fi portarii, n-au cum să apere pe bandă rulantă aruncările de la 7 metri. Dmitrovici, Gabi Dobre este în poartă pentru Rapid.
Mitrovici a înscris, o face și acum aruncând cu fentă, al treilea gol pentru Interul Brăilei. Gabi Dobre a adoptat o poziție de linia porții, încercând astfel să acopere cât mai mult din cadrul celor 6 metri pătrați, însă o aruncătoare experimentată poate să dejoace poziția respectivă. 11 la 8, mai sunt 5 minute din prima repriză. Bară, minge bine plasată de Claudia Constantinescu, al cărei procentaj este însă departe de pretenții. Gabi Soci, un pic inconfortabilă la faza de atac, a evitat în ultima clipă să comită o greșeală de picior, să atingă mingea cu membrul inferior și astfel să trimită posesia spre rapidiste. Gabi Soci bucură altfel o valoroasă sportivă pe care o cunoaștem de multă vreme. Dmitrovici. Revine mingea la Dmitrovici, care amenință cu aruncarea. Aneta Udriștoiu, dublă paradă, dar vine a doua recuperare pe semicerc. Mare neglijență în apărare, trebuie să fie foarte atente rapidistele acolo, pentru că e păcat de paradele portăriței Dobre. Nicoleta Safta este creditată ca autoare a acestui gol. O fază la care a ieșit pe plus Gabi Dobre cu două parade din trei, dar echipa a primit gol și Brăila se apropie la numai două lungimi pe tabelă. Ciocnire. Casuma are știința de a scoate eliminări pe semicerc. Ce importantă este o astfel de jucătoare în angrenaj. Albertina Casuma. Angola este o țară puternică în ceea ce privește handbalul feminin și iată că a început să devină o exportatoare de top. Multe jucătoare de acolo, din țara africană, vorbitoare de limbă portugheză, sunt bune sau chiar foarte bune, în special pentru handbalul nostru. Mâna sus pentru Casuma, care are 1,87 m, ajunge lejer undeva în zona a 2 metri pentru recepție. Eliza Buceschi are imaginație și aici este servant ideal Eliza Buceschi pentru Iasna Bolevici, care marchează. Are nevoie de un locotenent pe măsură Eliza Buceschi ca să fie totalmente eficientă. Iasna Bulevici pare potrivită pentru rol. 12 la 9, Nicoleta Safta eliminată după acel duel cu Albertina Casuma. Rapidul a marcat în superioritate. Are nevoie de apărare exactă, ermetică, pentru a nu primi gol și pentru a-și menține acest avantaj strategic de 3 goluri înainte de încheierea primei reprize. Aruncarea este peste poartă, neglijentă pregătirea ofensivă a brăilencelor aici. Și exact ce estimam, dacă Rapidul nu primește gol, s-ar putea distanța chiar la 4 puncte pe tabelă. Însă nici acest lucru nu înseamnă o certitudine. Să nu uităm meciul cu Bistrița, gol, 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 gol! Entuziasmantă evoluția rapidistelor cu Daniela Todor în rol de marcatoare. Aici al doilea gol și pentru Daniela Todor. 13 la 9. O aruncare surprinzătoare. Multă lume, în special de pe semicerc, s-ar fi gândit că acțiunea va continua cu o pasă piston, fie spre dreapta, fie spre stânga, dar Daniela Todor a luat decizia să arunce. Aneta Udriștoiu, din ce unghi găsește plasa pe colțul scurt. Asta înseamnă o handbalistă de valoare. Aneta Udriștoiu reușește să marcheze 13-10 și este un gol și el cu o greutate aparte în statistica acestui meci, pentru că Brăila a reușit să-l înscrie cu un om mai puțin în semicerc. Intrăm în ultimul minut al reprizei. Albertina Casuma, Eliza Buceschi, împins acolo de pivotul brazilian, de Lima Tamires. E o acțiune de intimidare sesizată și de arbitrii, care bineînțeles au rolul de a proteja jucătorii cu capacitate de lider, cum este Eliza Buceschi.
Carmen Amariei cere timeout tehnic, mai sunt 55 de secunde din repriză, iar în cealaltă partidă s-a terminat primul act. Craiova conduce Buzăul cu 16-9. Ne-am reîntors pe parchet pentru ultimele secvențe înainte de a lua pauză. Meciul rămâne la niște cote de intensitate foarte ridicate. Luceschi Todor încearcă angajarea pentru Albertina Casuma, dar care pierde recepția la limita suprafeței semicirculare. Cred că este picior acolo la încercarea de preluare. Probabil ultima acțiune a primului act. Daniela Todor, Eliza Buceschi, Daniela Todor aruncă de la 9 metri gol! A treia reușită și pentru Daniela Todor. Ce importantă este completarea la nivelul liniei de 9 metri când ai aruncătoare din diverse poziții. 14-10 este rezultatul la pauză, dragi prieteni. Pentru Rapid, în celălalt meci, spuneam, Craiova are 16-9 contra Buzăului. Respiro de 10 minute, după care vă propun revenirea pe același canal.